bună, dar meciul acesta poate aduce 1 milion de euro și un adversar. Eliminatorii. Da, pentru locul 1, pentru un record de puncte realizate vreodată de o echipă românească în grupele europene, pentru acest 1 milion de euro sunt argumente suficiente pentru Steliști să se bată în această seară cu Lugano, o echipă care are victorii cu Berșeva și Pulzen, celelalte formații care se întâlnesc la aceeași oră în grupă, în deșertul din Israel. În Elveția, Lugano a învins formația cehă Pulzenii cu 3-2, a marcat așadar de 3 ori. La fel de multe goluri a marcat și FCSB aici, cu formația clasată în acest moment pe poziția secundă în grupă. 10 puncte pentru formația lui Dică, 9 puncte pentru liderul din campionatul Cehiei, Victoria Pulzenii. Și remarcam, uitându-ne pe echipa cu care cehii joacă în Israel, că au trimis acolo tot ce au mai bun, practic. Echipa cu care au învins în urmă cu 2 săptămâni formația lui Dică la Pulzenii. Așadar, nu sunt jucători odihniți. Titularii luptă pentru Cehia astăzi, încercând să câștige grupa. Câștigătoarea de grupe este în acest moment Villarreal, Dinamo Kiev, Braga, AC Milan, Atalanta, Lokomotiv Moscova, Arsenal, Lazio și Zenit Sankt Petersburg. Este, să spunem, o companie mai mult decât onorabilă. Sunt echipe puternice, echipe care sunt obișnuite cu stelele din Champions League. De aceea, pentru steliștii în această seară, miza este una deosebită, vă spuneam. Un record absolut pentru echipele românești în cupele europene, în grupe. Ei au început povestea în 1994, calificându-se... de cât de bine arată Național Arena pentru formația lui Dică. FCSB în această seară sunt în teren Vlad, Denache, Larie, Bălașa, Moraiș, Popescu și Nedelcu în fața fundașilor, Golovka, Tănase, William de Amorim și Florinel Coman. O echipă cu mulți tineri, o echipă pe care probabil clubul se bazează să ducă numele mai departe în următorii 2-3 ani. Este obligată cu un din Muntenegru, cu Dabanović la centru. Elvețienii au și ei o echipă din asemănătoare cu cea cu care au încercat în tur să pună presiune pe Steliști și au reușit. Probabil a fost cea mai mare suferință pe care au suferit-o jucătorii lui Dică în această ediție de Europa League, atunci când în prima repriză au scăpat de fapt cu fața curată, doar 1-0. Apoi intrarea lui Man a schimbat cu totul meciul și el a fost omul meciului, omul jocului. FC Lugano în poartă cu Da Costa, apoi Daprela, Golemici, Kovacic, Iao, Veței, Picinocchi, Miloslavjević, Ciulina, Botani și Mariani. Ultimii doi sunt, în ciuda sonorității, jucători și cetățeni elvețieni. Sunt și italieni, sârbi, croați. Tot ce trebuie. Tot ce trebuie și pentru elvețieni care au revenit în cupele europene după mulți ani de absență. L-am ascultat pe antrenorul lor înaintea jocului, dând un interviu pentru o televiziune de limbă italiană. Spunea că vin aici și încearcă să câștige. Moment de reculegere în memoria ultimului rege al românilor, Mihai I. Thank you.
Mărturisesc că m-am temut de acest moment. Nu avem de multe ori decența de a respecta amintirea, suferința, durerea. Am auzit de multe ori din tribunele noastre înjurături. Bine că n-a fost cazul. Am fost un moment în care s-a cinstit memoria unui personaj de prim rang al istoriei recente a României, regele Mihai I. Ne întoarcem la FCSB Lugano, meci pentru locul întâi, meci pentru primăvara europeană de pe această poziție. Atletico Madrid, Sporting Lisabona sau Napoli sau Dortmund? Cam aceasta este întrebarea, una cu răspunsuri dificile. Luni la ora 1 în direct pe ProX și pe www.sport.ro, tragerea la sorți pentru optimile UEFA Champions League și 16.000 Europa League. A greșit Veței, William de Amorim. Sunt mulți jucători în formația lui Dică, care de la meci la meci mai capătă o șansă în plus. Cel care a primit nu o mână de ajutor, ci un braț de mâini, un snop de mâini, a fost Tenache de multe ori. Iată-l pe Dea Morim acum, intrând și el în teren, în primii 11, n-a mai făcut-o de mult. Golovka revine. L-a ajutat golul marcat în cupă la Timișoara. Un fost secund al naționalei Elveției și antrenor la naționale de juniori, Pierluigi Tami, în această seară pe banca celor de la Lugano, o echipă pe care o întâlneam pe ultimul loc atunci când s-au mișat atât de bine în fața steliștilor. Între timp au mai avansat 3 poziții, au reușit să câștige în ultima etapă. A fost Kovacic pentru Iao. Încă o dată croatul Kovacic, Da Costa, pressing al lui Tănase. Bravo lui Tănase, înțeleg că le-a spus patronului și antrenorului său că poate să joace o dată la 3 zile, n-are o problemă. Cu ambiția asta dintre cei mai buni jucători ai actualului lot, ai vicecampionii României, cu siguranță că pe măsură ce va aduna și experiența de 22 de ani, probabil că va fi un jucător de bază și pentru Naționala, acolo unde țintește el, de fapt. Turca Enache, Milosavljević a venit lângă el. A fost Larie, pentru Bălașa. Vă spuneam că Tami, antrenorul elvețienilor, a spus înaintea jocului că echipa sa este impresionată de ce a găsit aici, pe Național Arena, o arenă minunată, dar punctele pentru fotbalul elvețian contează foarte mult și banii sunt foarte importanți. Este Botani, fotbalistul care a marcat în meciul turce. Bine se mișcă de carul elvețienilor, respinge Enache, dar nu tare bine, ce gol! Ce gol, ce lovitură! Primul șut pe poartă și primul gol în această seară. Lugano reușește un gol spectaculos. Veței. O echipă care își iubește meseria și, acum anunțat am, într-adevăr, cum să mai motivezi o echipă dacă a ajuns să joace în cupele europene? Iată, e momentul extraordinar pe care îl reușește Botani. Îl culcă pe Bălașa, altfel între jucătorii buni. Enache zburând cu mingea. Dar Prela a fost... Ce lovitură bine executată și meciul mai începe odată. Alon pentru Tănase, care intră bine în careu. Tănase trece de un adversar, al doilea dublează. Vom vedea imediat cum i-a trecut mingea printre picioare. Va fi probabil lovitură de la colț pentru steliști. În margine. Excelent șutul fundașului lateral, Daprela, în careu pentru Amorim, Nedelcu, Golovka. Greu de câștigat cu atitudinea asta, mingi, iată-l pe Enache, urcat încă o dată, se simte extremă, îl trădează vechea obișnuință. Coman pentru Nedelcu. Bălașa acum. Da, depășit ușor Bălașa de
Botani. S-a aruncat pe Fentă. Spuneam despre Botani, meci foarte bun făcut la Luțăr în partida tur. A marcat golul atunci, care belvețienii au deschis scorul și a avut și o altă mare șansă de a marca la 1-0 pentru elvețieni. Niță a scos chiar senzațional atunci. 1-0 pentru Lugano. Lucrurile nu se schimbă pentru steliști. Trebuie să învingă în această seară pentru a fi sigur de locul întâi, de câștigarea grupei și de recordul românesc al punctelor în grupele europene. Pâlzen poate câștiga la Berșeva într-un meci fără miză pentru israelieni, care au ratat deja calificarea. Ia-o! Merge bine și acest atac al lor cu Ciulina, care scoate marginea careului. Nedelcu a înțeles continuarea și a respins. Este Tănase acum. O minge irosită trimisă spre vârful din această seară. Florinel Coman, 19 ani pentru atacantul central al serii, pentru vicecampion al României pe CSB. 19, Nedelcu 20, 22 are Bălașa, 23 Popescu, echipă tânără. Vă spuneam despre cehii de la Victoria Pâlzeni, au trimis tot ce au mai bun în teren la Berșeva, încearcă să obțină locul întâi în această grupă. Este greșită, spun eu, tactica aceasta celor de la FCSB, de a nu le da jucătorilor continuitate, meciuri mai multe pentru titulari, unul după celălalt. L-am văzut pe Salah între 18 noiembrie și ziua de ieri. A jucat mai puțin de 3 săptămâni, 6 meciuri pentru Liverpool. Și a marcat în 3 Salah. Jucătorii noștri rezistă cu greu. Golovka trece bine, a trecut bine, dar s-au dublat gole mici, a dublat. Greu de obținut un grad de colaborare între Florinel Coman și Golovka. Nu au jucat niciodată într-o astfel de postură decât la antrenamente. Cei de la Lugano, stăpâni pe ei, o echipă care a venit după 15 ani în cupele europene, însă care are o singură victorie afară, izbutită pe un stadion cel puțin, să spunem, de dimensiunea acestuia. 1-0 pe San Siro în 1995 cu Inter Milano. Au reușit atunci să o elimine pe Inter, echipa care peste 2 ani avea din nou să ajungă în finala Cupei UEFA, în cea mai mare surpriză din istoria clubului. Kovacic, Da Costa, presează Tănase. Minge pentru Ciulina. Se zbate Junior Moraes și obține acest balon. Încercare de a-l pune în cursă pe Golovka. Acum are două capete sub Kovacic. Este curajos tânărul Vlad. Este cel mai tânăr jucător de pe teren. 18 ani pentru Andrei Vlad. A fost bun în Cehia împotriva Victoriei Pilsen, în echipa care avea numai victorii, a mai obținut una în fața steliștilor, cu o echipă cu ceva experimente, însă apropiată de cea de astăzi, când echipa lui Dică se bate pentru locul întâi și pentru recordul de puncte istoric în grupele europene reușit vreodată de români. 11 puncte pentru steliști, rămân cu acestea, pentru că este 1-0 pentru Lugano, gol marcat de Daprela la singurul șut pe poartă de până acum. Capitanul steliștilor din această seară, Florin Tănase. Zlarie, Bălașa. E un tip de inițiative și ăsta. Îl vedem pe Enache. Înțeleseseră toată lumea. Da. Toți văzuseră intenția lui Enache de a dinamita acea parte dreaptă cu Tănase. Man și Pitili sunt pe banca de rezerve, protejați în cazul în care ar lua un cartonaș galben, ar lipsi în prima partidă din primăvară.
Îl vedem pe Popescu pentru Larie. Reîntors printre titularie, accidentarea lui Planici i-a făcut loc lui Larie. S-a ridicat și s-a scuturat de amintirea partidei pe care a făcut-o cu Sporting Lisabona. Unul după altul, cele 5 goluri s-au odihnit în plasa porții, plasele porților lui Niță. În jocul cu Sporting Lisabona am văzut însă că distanța dintre nivelul nostru și Europa Mare este una semnificativă, însă ne putem întâlni din nou cu Sporting Lisabona dacă Pâlzen câștigă în această seară și scorul rămâne la fel, deși e greu de crezut pentru că steliștii sunt obligați de oamenii care înfruntă frigul, sentimentul real sub 0 grade. Ovidiu Popescu a urcat Enache, Popescu nu l-a văzut. Enache prinsese un culoar bun, dar Popescu nu are vocație de constructor. Moraes. Bună pasa lui Moraes. William de Amorim ia-o lângă el. De Amorim mereu probleme cu frânele. Vedem pe Nedelcu. Unde s-a dus siguranța lui de Amorim? De altfel, cam toți jucătorii veniți de la Astra sunt sub ce au arătat atunci la formația cu care și Umudica a reușit să iasă campion. De Amorim mai mult la echipa a doua, Alibec nu înscrie. Starea de grație pe care a obținut-o sub cravașa lui Umudica, momentele de încredere insuflate de acest rezonor care este de fiecare dată Marius Umudica, probabil că au creat o altfel de dinamică pentru acești jucători și pentru Junior Moraes, chiar dacă el este omul care a marcat în această seară cu Sporting Lisabona. La acest scor, steliștii sunt în continuare pe prima poziție și câștigă grupa dacă se menține rezultatul din cealaltă întâlnire. Hapoel Berșeva, victoria Pâlzen 0-0. La pauză, arbitrii vor fi foarte atenți și vor da drumul în fix în același moment jocului, în repriza secundă, cu cel de la Berșeva, cu victoria Pâlzen, se vor coordona la secundă. Vedem pe Bălașa, sunt culoare, lumea așteaptă de la steliști să se implice mai mult, să caute soluții, însă Lugano se apără foarte bine. Nase, a trecut bine. Lângă el a fost Botani, jucătorul care a făcut practic faza golului marcat de Daprela. Ce-i drept și lui Daprela, fundașul stânga, i-a intrat nemaipomenit șutul. Părea și el surprins, i-am văzut și pe colegii lui ducându-se către el și fiind mirați chiar de ce a reușit. Ce să mai, erau chiar surprinși de ce s-a întâmplat. S-au mai uitat încă o dată să vadă mingea în clasă. Ia-o celălalt. O va lua de data asta Moraes. Nedelcu, Larie, urmează Enache. Că se intre în centru, să nu găsește decât această pasă. Bălaș aproape, cred că este cel mai folosit jucător al steliștilor până acum. La fel și Tănase în cea de-a doua jumătate a echipei. 1-0 pentru Lugano, 0-0 în Israel și steliștii rămân pe prima poziție a clasamentului. Dar adio record la scorul acesta. Așteptăm ca fotbalul nostru să mai strângă niște puncte tot mai necesare, vitale pentru un viitor mai bun pentru toate echipele românești din cupele europene. 13 puncte ar fi un record pentru fotbalul din România la capătul unei grupe europene. Ca niciodată, să spunem că totuși calificarea a venit după 4 jocuri în grupă. Aproape un moment neverosimil, greu de imaginat în alte dăți, însă steliștii au avut parte de o grupă accesibilă de-abia acum, cu Dinamo Kiev, cu Arsenal, cu Lazio. Picinocchi, ce frumos a trecut
N-are șanse Golovka în fața fundașilor centrale, lor Golemić a respins. Sârbul Golemić, 1,92 m. Doi generali ai armatei române, unul din fotbal, unul din tenis. O parte importantă din istoria clubului Steaua. Iordănescu în marcator pentru steliști în cea mai mare victorie, cea mai mare diferență de scor obținută pe teren propriu împotriva unor elvețieni în 1979, alături de Marcel Răducanu cu Young Boys Berlin. 6-0, egalat acest record cu Aalborg în urmă cu 2 ani. Golovka. Daprela a trimis către Botani. Este Picinocchi la minge. Botani trece ușor, apare Larie și bine face. Da, a uitat de meciul de coșmar pe care l-a avut cu Sporting Lisabona. De Gelson Martins, de Bas Dost. A avut peste 30 și ceva de mii de oameni atunci împotriva lui. E bine că a putut să treacă peste și iată-l întors între titulari pe Larie. Cu jocuri bune, consistente. William de Amorim greșește. Ciulina a fost la minge. Acesta este Balint Veței. Milosavljević așteaptă înapoi. Picinocchi. Mingea a ajuns la Ivorianul Iao. Deocamdată un prim sfert de oră cu steliștii pierduți în ceața de pe Național Arena este la figurat, pentru că deocamdată mingea nu este zărită de jucătorii lui Dică. Să vedem cum poate impulsiona stilul de joc. Are nevoie de o schimbare. Vreo 2-3. Pe moda casei, probabil la pauză, măcar o schimbare va fi făcută. În alte părți lucrurile nu sunt la fel de simple, pentru că a intrat în vestiar patronul, un antrenor din seria și a dat demisia și a fost înlocuit de fostul mentor al lui Dică, Walter Zenga, amănunte pe www.sport.ro. El știe ce înseamnă să intre patronul. Cred că a fost criteriu de selecție pentru Zenga. Lugano invitată în continuare să șuteze la poarta apărată de tânărul de 18 ani, Vlad. Îl vedem pe Iao pentru Botani. Are în față pe Junior Morai și Iao. Mariani acum. Mariani și Botani au fost cei mai buni jucători elvețienilor. Și în meciul tur este Veței la minge. William de Amorim recuperează. Enache. Cu cine însă? Cu cine în ofensivă? A găsit pe Tănase, nu-i fault. Nu, pur și simplu și-a îndepărtat mingea într-un mod neglijent. Invitați încă o dată cu Botani și Ciulina. Iată-l pe Enache, nevoit să combine cu tânărul Vlad. Larie și aici începe să se piardă suflul liderului grupei din acest moment. Steliștii trebuie să tragă de egalare măcar. Au nevoie de un gol înainte de pauză. Lugano conduce cu 1-0. De Amorim așteaptă Ovidiu Popescu. Lipsă de inițiativă deocamdată și de resurse ofensive. În sfârșit, Florin Elcoman. Prima ocazie pentru vârful din această seară al steliștilor. Coman și înapoi la Nedelcu. Să liniștim tot ce se poate liniști. Iau pentru Botani. Bălașa. Stă încă prost la capitolul forță Florinel Coman și cu rezistența cred că are unele dificultăți. Să-l vedem pe Tănase încercând să intre. Golovka! Gol în sfârșit! Lovitură de colț. Cer penalti jucătorii lui Dică la jocul periculos al unui fundaș elvețian lângă Tănase. A
am văzut cu toții ce înseamnă erorile de arbitraj împotriva echipei gazdă la, la Berșeva. În sfârșit, o pasă bună și a fost joc periculos totuși. A fost fault. Se putea... Da, da, penalt. A atins. Se putea, dar penalt. Este piciorul foarte sus, e picior în cap. Nu este nici vorba despre niciun fel de simulare. Joc periculos și... Mai mult decât joc periculos, a fost fault. N-are importanță. Echipele bune, echipele serioase, trec ușor peste astfel de momente. Am văzut nenumărate faze mai dure, mai flagrante în cupele europene. Oamenii se întorc la joc, își văd de treabă, caută să marcheze, fiind convinși că este vorba doar de o greșeală a arbitrilor. Lovitură de colț să reținem prima ocazie de gol a FCSB-ului la șutul lui Golovka. Balon în care o depășește jucătorii lui Dică. Ce trecere frumoasă a lui Coman! Cenache este cel care se află la capătul acestei faze. Oricum, prima acțiune susținută a steliștilor, care au șutat la poartă de două ori într-un minut. Mai devreme, Golovka a semnat practic prima acțiune după 20 de minute pentru echipa lui Dică. Îl vedem aici pe Coman driblând foarte frumos și momentul în care Enache se trezește cu balonul. 1-0 pentru Lugano, o echipă care, fără să fie de anvergură, este incomodă, arțăgoasă. Este momentul de glorie pe care îl aduc cupele europene pentru elvețieni și pentru noi este singurul barometri al valorii. Cel mai mare investitor în fotbalul din România întotdeauna UEFA prin Europa League și UEFA Champions League, fără cele 10-12 milioane de euro de anul acesta, fără vitrine care plimbăm jucătorii la Lisabona, la Manchester, până la marginea deșertului Berșeva, probabil că ar fi greu să sunt să meciuri ne gândim în care într-adevăr plimbăm jucătorii. Unul dintre ele pare până în acest moment fi acesta. Da, a văzut bine Dragoș Nedelcu plecarea lui Golovka. Picinocchi pentru Ciulina. Nu, este Marian, îmi cer scuze. Daprela pentru Golemici. Mai multă presiune pe fundașii lor centrali. Sunt înalți, puternici, dar la 1-1 cred că pot fi depășiți. Margine pentru elvețieni. Multe momente în care steliștii, să spunem așa, croșetează. Multe clipe în care reușesc să dribleze, să culce mingea, să treacă balonul printre picioarele adversarului, însă deocamdată incisivitatea a lipsit. Golovka mai devreme a explodat în momentul în care a simțit un picior pe gleznă. A trebuit să fie mai atent la verticalizare, la curse, să ia startul la timp pentru a aduce mai multă speranță în tribună. 7-8 mii de oameni în această seară pe Național Arena înfruntă frigul în speranța că vor trăi o victorie a liderului grupei FCSB. În continuare este 0-0 în Israel și steliștii sunt pe primul loc al grupei. Spuneam, o poziție ocupată de Villarreal, de Dinamo Kiev, de Braga, AC Milan, Atalanta, Lokomotiv Moscova, Arsenal, Lazio și Zenit până acum. În partea a doua sunt Partizan, Ludogoreț, AEK Athena pe locurile 2, Lyon, Copenhaga, probabil Marseille, Bilbao și Nisa. Rămân nume mari, rămân nume importante ale fotbalului în primăvara lui 2018. Din Champions League vin aici în Europa League, nume la fel de grele: Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund. În momentul acesta, serbii au două echipe în primăvara europeană. Partizan s-a calificat deja în meciul decisiv pentru accesul în 16.000 Europa League, în primăvara europeană. Steaua Roșie conduce FC Köln cu 1-0.
fierbe Maracana din Belgrad. Ne-am dorit să vedem măcar viață intensă și mai ales ocazii la poarta celor de la Lugano. Steliștii au avut doar una singură până acum. Junior Moraes, da, ce bine a venit, dar cine s-a aștepta acolo? Și lumea cere din nou lovitură de la 11 metri. A fost o intrare târzie a fundașilor lor. Tănase pentru Coman, fără forță. Zic că și aici dinamica fazei cam asta spune. Moraes a fost atins. Este. Așa este. Încă un moment în care arbitrii din Muntenegru puteau să vadă mai clar. L-am văzut pe Junior Moraes, care pur și simplu nu simulează. A fost agățat în momentul intrării. După ce a centrat, ce-i drept, dar este clar atins și nu este o mângâiere, ci o atingere puternică venită pe intrarea din inerție, din disperare a adversarului. Aterizarea n-a fost deloc una simplă pentru el. Încă o dată vedem faza golului frumos marcat de Daprela și dribblingul care face toți banii reușit de Botani. Încă o dată Daprela și Vlad. Fără vină, nu, fără vină pentru Vlad. Ce frumos dribbling. Bălașa trimis la vizionare și extraordinarul șut al lui Daprela. Două momente în care steliștii puteau primi penaltii. Cu siguranță acasă ar fi fost scandalul cât casa pentru aceste poziții, în care am văzut un fault la Tănase și încă o intervenție imprudentă în fața lui Moraes, în care ambele s-au întâmplat la 1-0 pentru Lugano. Milosavljević, îl vedem pe Iao, jucătorul din coasta de Fildeș. Îl vedem Mariani. A gândit bine. Pentru Botani a încercat. Verticalizează bine Mariani, Botani, jucători iuți, tehnici. Nici nu-l găsește mingea pe De Amorim. Țin minte că fix acum un an eram în Spania la Villarreal cu Steaua, ultimul meci al grupei. I-am spus atunci De Anonim sau De Amorțim. Amorțit a rămas. De un an nu s-a trezit. A fost Kovacic. Iao. O minge lăsată de Milosavljević. Un alt sârb din echipa lui Pierluigi Tami. Îi vedem pe cei mai experimentați, pe Larie și pe Junior Moraes, singur jucător de peste 30 de ani din echipa lui Dică, încercând să dea direcția, să dea sensul jocului, pentru că altfel, deocamdată, doar în momentele tehnice ale lui Coman și Tănase au fost cele care au ieșit în evidență. O singură ocazie mare, golovca pentru steliști, o jumătate de oră cu multe așteptări, cu frig și cu încercări ale jucătorilor lui Dică de a-și merita acest loc întâi pe care l-au în grupă deocamdată, pentru că și la Berșeva Pilsen este în continuare 0-0. Este 0-0 într-adevăr, dar acolo ocaziile sunt de partea cehilor. Două șuturi pe poartă pentru echipa din Pilsen. Evident că este nevoie de Man încă o dată, la fel cum s-a întâmplat și în Elveția. El a schimbat fața jocului, fața acelui meci și mai ales scorul. A fost 2-1 după 1-0 pentru Lugano la pauză, însă nu mai este artistul, nu mai este Budescu, omul care reușea cu o singură execuție să schimbe cursul unui joc de cupă europeană, cum a reușit de 3 ori. Picinocchi pentru Balinveței.
un jucător care aparține de echipa italiană Bologna, recuperează steliștii. Este William de Amorim, așteaptă Florinel Coman, dar este singur, s-au strâns bine elvețienii și așteaptă liniștiți acest atac care pornește de la Ovidiu Popescu. Îl vedem pe Tănase, a urcat Enache, în fața lui apare Daprela. Golovka se ține cascaiul de adversar, dar ar fi bine să se țină și de minge. Între timp, inevitabilul s-a produs. Pâlzen a deschis scorul la Berșeva și este liderul grupei. Steliștii au nevoie de victorie în acest moment pentru a-și menține prima poziție și milionul de euro pe care se joacă în această seară. Balașa. Moraes pentru De Amorim. Cine să-l înțeleagă pe Junior Moraes la faza asta? Nici el cred că nu este în stare să redescrie încă o dată traiectoria acestui balon care a fost risipit, aruncat în neant. Să vedem însă cum se întoarce această minge pentru echipa lui Dică, vicecampioana României, FCSB, condusă acasă de Lugano cu 1-0. Un singur șut pe poartă a reușit Lugano, dar ce șut și ce gol! Este în dreptul lui Dabrela, croatul Ciulina a zburat prea sus, a țintit prea sus în duelul cu Junior Moraes. Dacă nu schimbă ceva la jocul lui în sfertul ăsta de oră care a rămas până la pauză, De Amorim probabil nu se va mai întoarce de la cabine. Tot în 10 ar juca. Va trece Coman pe stânga și probabil Nioere va intra în locul lui. Ciulina în careu, șansă pentru ei, gol pentru Lugano. Omul Boloniei, Balint Veței, marchează pentru 2-0, două șuturi pe poartă, fericire maximă pentru italieni. Sunt practic cel mai important oraș de limbă italiană, a treia comunitate a Elveției. Vlad nu cred că n-are nicio vină. Are două goluri primite cu victoria Pâlzenii. Nicio vină pentru el. Larie trimis la țigări, spuneam pe vremuri, acum cu țigările mai ușor n-ai voie pe stadion. Pivotare bună a lui Veței. Larie depășit total. Și iată că înfrângerea cu Astra sau cea de la Pâlzen nu au fost chiar accidente. După ce la un moment dat steliștii păreau să dețină două formații, două echipe capabile să joace pe cele două fronturi. Să vedem însă ce se poate întâmpla, pentru că la 2-0 cred că e nevoie de schimbări și de ofensivă. Cred că așa le place lor să creadă, că au două echipe egale valoric. Sumele de transfer către asta trimit, s-au plătit bani mulți, prea mulți, și iată că echipa lui Tica are în față, în această grupă, adversari modești care n-aruncă cu banii, pentru că nu iau. Și acum se profilează reeditarea duelului cu Sporting Savona. Este posibil, între primele patru formații mai bune de pe locurile 3 din UEFA Champions League, Atletico Madrid și Sporting Savona, în partea secundă, dacă steliștii ar câștiga grupa, se află Napoli sau Borussia Dortmund. Grea alegere, însă altfel diferența între Arsenal și Copenhaga există, între Milan și Ludogoreț cu siguranță. De aceea este bine pentru ei să se gândească și în această oră rămasă de jucat în fața lui Lugano, la egalare, la goluri, la joc ofensiv. Pentru asta au venit oamenii, pentru asta au câștigat acest capital imens de simpatie. Este aproape de 3-0 și Vlad scoate mingea excelentă a lui Botani. M-am grăbit cu Larie, încă o dată depășit. De asta trebuie să se teamă, de furia oamenilor care vin la miezul nopții în mijlocul orașului, îndură frigul și așteaptă momente calde de pe teren.
Au avut ghinion la 1-0 în meciul de pe teren propriu pe care l-au jucat la Luțern. Cei de la Lugano trebuie să nu uităm asta și iată că în cele din urmă oamenii care muncesc mai mult, care cred în steaua lor, sunt răsplătiți. 2-0 pentru Lugano. Să vedem pe unde se mai află și ce cotă mai are steaua noastră. Mariani la colțul terenului pentru elvețieni. Ce minge a reușit să scoată Bălașa, dacă nu greșesc. Faul de galben ăsta. Îl primește Dominic Kovacic, croatul din linia de fund a celor de la Lugano. La 2-0 își permit aceste momente în care galbenele sau avertizmentele nu mai contează. Am văzut însă la 1-0 cum steliștii meritau să primească măcar un... o lovitură de la de departajare, o lovitură de 11 metri. Zece minute până la pauză. Elvețienii conduc aici cu 2-0. A ieșit la încălzire Arlen Nioere. Probabil că asta va fi mutarea. Va ieși de Amorim. Florinel Coman se va duce în stânga, Nioere vârf. Enache da prelat în fața lui. Nu se poate așa ceva. Se poate. A încercat o trecere brutală Enache în această fază. Am văzut momente de meșteșug fotbalistic, momente de maestrie cu preluare, cu șut, cu execuția lui da prelat și apoi cea lui Botani, apoi a lui Veței. Cu toții ne-au arătat că totuși Basel, echipă din Elveția, s-a calificat în primăvara UEFA Champions League după 6 ani, chiar dacă au jucat cu ÇSKA Moscova și au învins Manchester United. Cam asta este, nivelul fotbalului din Elveția, cu o echipă care merge națională, merge la mondial. E drept însă că ajutată de un penalti pe care noi nu l-am primit în seara asta, însă lor li l-a dat Hațegan. Nu fluieră Hațegan azi. Coman așteaptă Golovka. Moraes pentru Nedelcu. Cât de multe trebuie să se schimbe la pauză, dacă s-or putea schimba. Altfel vom auzi la interviuri după meci placa cu să ne ridicăm de jos și să o luăm de la început. Fault. Un atac la limita superioară a ambiției pentru Golovka în încercarea de a lua balonul portarului David Da Costa. Și el un copil de emigranți care a crescut în Elveția, la fel cu o mare parte dintre jucătorii celor de la Lugano. 2-0, momentele lor de fotbal ofensiv, execuțiile lor răsplătite pe tabela de marcaj, șutul lui Daprela și apoi extraordinara preluarea lui Veței. Diferența dintre FCSB și Lugano din acest moment. Pânze conduce deșertul de Israelului și este liderul grupei în acest moment. Seriștii merg în primăvara europeană, dar ratează la acest diferență de pe tabelă milionul de euro. Ciolina, va fi schimbare făcută mai repede, schimbarea despre care vorbeam. Iese William de Amorim, va ieși înainte de pauză și va intra Arlen Nioere. E nevoie de reacție, e nevoie de viteză. Iată însă o pasă excelentă a lui Amorim pentru Coman. Pasă bună, excelentă față de nivelul prestației de până acum. Așteaptă Enache pe cealaltă parte. William de Amorim îl vede doar pe Nedelcu. Larie n-are cui să paseze pentru că de Amorim pare că patinează fără gheață și se uită la coechipier, nu se demarcă, face târziu în cele din urmă. Tănase din prima pentru Golovka. Larie, de la el poate veni un șut.
Tănase, momente de lipsă de sens în jocul steliștilor. Tănase pentru William de Amorim, ia-o în fața lui, de Amorim în care de anonim a fost în aceste 40 de minute brazilianul care avea clipe de glorie în echipa Astrei. Da, ce meci a făcut cu Lyonul și n-a trecut deloc multă vreme de atunci. Ce partide! A debutat de la Steaua cu gol marcat cu Dinamo. Asta e o schimbare greșită. Cu două minute înainte de pauză, ca să-i arate că nu mai are nimeni nevoie de el. Nu trebuia făcut așa. 14 goluri pentru Noiere în această toamnă, glorioasă pentru el. Este unul dintre oamenii importanți ai acestei calificări. A 11 ani, primăvara europeană pentru istoria europeană acestui club. A intrat și Suie cu FCSB. A intrat și Sabatini în locul lui Picinocchi. Picinocchi accidentat. Coman. Noiere deposedat corect. N-a fost fault. Elvețienii pot pleca pe contraatac. Enache s-a retras. A fost un moment în care Mariani era singur la mijlocul terenului, acum aproape de el, face semne. Acestea sunt momentele când nu trebuie să uităm că Medel, cu are 20 de ani, experiență limitată, trebuie să crească, să aibă o creștere agresivă, de fapt, pentru că este undeva în spate, nu blochează, nici nu servește cu echipieri, nu dă direcție jocului și trebuie să-și asume mai multe responsabilități de unul singur. Noiere, vârf puternic, stă cu Golemici în spate. Nedelcu! Bun șut, bună lovitură. Portarul părea pe minge. Are nevoie de mai multă încredere Dragoș Nedelcu, fotbalist evaluat pe site-urile europene de profil la 2 milioane de euro în acest moment. Debutant în Naționala României, minutul 42. Elvețienii sunt fericiți cu ce văd pe tabelă. Oamenii sunt însă supărați pentru că vor să-l vadă la treabă pe Noiere și vor să vadă măcar un gol al steliștilor înainte de pauză, pentru că altfel s-ar juca partea a doua. S-ar juca la victorie și la locul întâi. Miza există. Este mare. 1 milion de euro pentru fotbalul sărac din România înseamnă un premiu extraordinar pentru un astfel de joc. Anu Golovka trebuie să înțeleagă că sunt adversari mai puternici decât el fizic și să accepte acest lucru. Să încerce altceva, să se gândească la alte subterfugii, pentru că deocamdată mingea pe lângă adversar nu merge în Europa League. Aici nu-i vina lui, pasă prea lungă lui Bălașa. Golovka are meritul de a fi alergat după balon. Nu știu dacă au văzut partida dintre Sevilla și Liverpool. Am văzut acolo ce înseamnă o formație condusă nu cu 2-0 la pauză, ci cu 3-0 la pauză. Pulverizată în prima parte a jocului, practic Liverpool a mai avut încă alte două șanse de poartă. La fel, la 1-0 au avut ocazii imense, însă pasiunea publicului, presiunea imensă pe care au exercitat-o în partea a doua și ambiția jucătorilor, dragostea pentru meserie, au făcut ca în cele din urmă să vedem 3-3 în ultima secundă a prelungirilor. Un meci de poveste oferit de UEFA Champions League. Deocamdată trecem de la Coman, pe care l-am văzut marți cu Bayern München, la Coman al nostru și să vedem și cum refacem drumul. Poate și Man. În repriza a doua, poate și Denis Man. Coman. Bună deschiderea pentru Enache, așteaptă Noiere, primește francezul, lângă el Golemici, care ține mingea la elvețieni, Milosavljević, margine pentru Lugano. Cu o parte dintre acești jucători, poate cu
acest lider al serii, Florin Tănase, naționala României, se va lupta pentru un loc la Euro 2020. De astăzi știm clar, suntem împerecheați cu Amsterdamul în grupă. Două jocuri ale naționalei, dacă s-ar califica la Euro, ar avea loc aici pe Național Arena 2020, în direct la Pro TV. Tănase trece frumos. Aici ai două dreptate arbitrului, la prima vedere. Este singurul dintre jucători care a încercat să țină afișul, însă acesta este rolul său, aceasta este poziția. A fost agățat din spate, însă cade ușor. Nu are deloc, să spunem, alonje astfel încât să protejeze mai bine mingea. Îl vedem pe Iao, a greșit. Recuperează Coman. Ceva mai multă energie pe această parte, odată cu retragerea sa din poziția eșuată de vârf central. A fost un experiment care s-a terminat cu fiasco. A fost îndreptat la timp și doar lovitură liberă pentru cei de la Lugano. Două goluri și o mare șansă pentru ei, cu Vlad, portarul teniștilor. În această seară echipa lui Dică a cerut două lovituri de la 11 metri, le putea primi. Uite, au cei de la Lugano vocația asta de a scoate ce e mai rău din echipa lui Dică. Țin minte că după meciul tur Mihai Stoica, foarte nervos, spunea că așa meci prost cum a făcut echipa lui în prima repriză n-au mai văzut în cupele europene. Și într-adevăr o primă repriză cu adevărat dramatică pentru echipa, pentru lui Dică. De asta ce zici? Și asta tot o primă repriză, tot cu elvețienii de la Lugano. Suntem în prelungirile primei părți a jocului. 2-0 pentru Lugano și o mare ocazie de gol pentru ei. Putea fi 3-0. Lovitură liberă pentru Lugano, Mariani. A respins Senache. Încă o dată Mariani. Fotbalul continuă să fie democratic. Iată că cei care muncesc și aleargă mai mult, în cele din urmă sunt răsplătiți. Au avut ghinion acasă în această seară. Se duc spre 9 puncte. Cu ceva mai multă atenție se băteau pentru calificare pe Național Arena. Cei de la Lugano conduc cu 2-0. Steliștii sunt datori să revină în partea a doua, să ofere o altă partitură în repriza secundă. Ne întoarcem pe Național Arena după pauză.
absolut nefericită în prima repriză. S-a întors în finalul primei părți Florinel Coman. Pe stânga a intrat Harlem Nyoere. Iată-l acum și pe Denis Mann, fotbalistul care a schimbat meciul tur, partida de la Luzern, prin intrarea lui. Să vedem dacă are această putere și meciul de astăzi. Este mult mai greu. Elvețienii conduc cu 2-0. Au avut și o altă mare ocazie de gol. Două lovituri de la 11 metri care puteau fi acordate pentru vicecampioana României în prima repriză și nu au fost. Îl vedem pe Junior Moraes pentru Nyoere. Francezul pe lângă minge. Pe centru, acolo unde sunt probleme pentru cei de la Lugano, probabil că stăliștii vor încerca, trebuie însă să aibă și spatele asigurat, pentru că este totuși 2-0 pentru elvețieni, care nu au altă miză decât banii pe care îi pot câștiga pentru o victorie în cupele europene și punctajul Elveției, așa cum a anunțat sincer și simplu antrenorul lui Lugano, Pierluigi Tami. Practic, steliștii au jucat în prima parte cu aripile larg închise. Golovka și De Amorim au fost... Fosenți intenționat aici, trebuia cartonaș galben. Am văzut în pauză cât de iubit este de către fani Florin Niță. Aplaudat la momentul în care s-a încălzit, s-a pregătit foarte bine. Dincolo de valoare, e vorba și despre caracter. Întotdeauna sinceritatea nu are cum să nu atragă simpatia fanilor și a mulțimilor, mai ales pe stadioane. A fost Coman o minge pentru Marie și Bălașa. La drumul la minge, Enache n-a fost între remarcații primei reprize. A avut câteva momente în care a încercat să scape de anatema pe care o poartă de fiecare dată pentru erorile pe care le produce. Bălașa, fundașii centrali încercând să construiască. Nedelcu, Coman, Moraes. Lumea a văzut reveniri spectaculoase, a văzut fotbal adevărat la televizor. Pe stadion însă oamenii au plătit biletul, și-au achitat cota de încredere pentru echipa care sunt alături în cupele europene de atâția ani. Vă spuneam, a 11-a primăvară europeană pentru steliști, a treia în ultimii 8 ani pentru acest club. Lugano știe să țină de rezultat, au, dincolo de lipsa de experiență în cupele europene, au un tip de joc care incomodează vizibil pe fotbaliștii lui Dică. Larie pentru Enache, așteaptă Denis Mann, Enache spre Mann. Tehnic bun, iute, Denis Mann, Enache încă o dată, așteaptă Ovidiu Popescu, Nedelcu. Nu este offside la Tănase. Enache iese centrarea. Fault. Da, a fost. Însă a fost o fază cursivă cu 5-6 pase și cu logică. Minutul 49 la București, FCSB Lugano 0-2, cu două goluri frumoase reușite de elvețieni și cu momente de slupoare produse de steliști pentru suporterii lor. Deocamdată Pulzen este pe locul 1, ia și 1.000.000 de euro. Și prima poziție a clasamentului, recordul de puncte care ar fi accesibil steliștilor cu o victorie în această repriză secundă pentru români, nu mai este deocamdată amenințat. Coman, Moraes, Junior Moraes continuă cu Tănase, a urcat Enache, așteaptă Denis Mann. Prins viteză după pauză, au fost probabil săpuniți cum trebuie pentru jocul prost din prima repriză. La fel de prost ca în Elveția. Ratarea 1.000.000 de euro este însă cu adevărat o problemă pentru club.
Îi vedem pe steliști încercând să muncească mai mult în această parte a doua a ultimului joc din grupa Europa League, în care Victoria Pilsen cu scorul de la Berșeva 1-0 este pe primul loc în acest moment. Seara a început cu FCSB pe prima poziție. Nu este Budescu astăzi, suspendat. Alibek nu este nici el, accidentat. Ieșit de pe listă, ieșit din formă, ieșit din grații, însă are o iarnă la dispoziție să revină. În februarie va fi cu adevărat un ritm infernal din startul anului pentru steliști. Vor juca acasă cu CFR, apoi meci prima manșă în 16.000 Europa League, meci cu Dinamo și returul 16.000 Europa League. Practic în 10 zile se joacă o parte importantă a sezonului pentru ei în februarie. General Sors este luni în direct la ora 1 pe www.sport.ro. Intră nebunește Mariani. A intrat tare. Mai întâi la Denis Mann, apoi la Larie Bălașa. Nedelcu. Un șut bun în prima repriză. A 2-0 pentru Belveție. Ce greșeală face Nedelcu acum. Revine Bălașa. Și trece bine Bălașa, dar întârzie pasa. Trebuia să-i trimită mai repede lui Enache și acum echipa putea fi prinsă, descoperită. Pentru Nioere, Nioere se duce pe lângă Iao, Nioere nu reușește să-l dărâme pe Ivorian. Enache, pleacă Denis Mann. Ovidiu Popescu își pregătește șutul. A fost însă mai devreme o conlucrare între Ovidiu Popescu și Nioere, pe forță, care a produs dezechilibru pentru sistemul celor de la Lugano. Sunt momente în care steliștii simt că pot forța și că pot să înscrie primul gol al serii pentru ei în ultimul joc al grupei cu Lugano. 0-2, elvețienii nu mai au același suflu ca în prima parte, când ne-au oferit două goluri din fotbalul frumos, fotbalul Europa League. Dacă ar vrea să fie arbitru adevărat muntenegreanul, i-ar da mai repede galben portarului elvețian, care trage de timp. O va face, dar foarte târziu, cu siguranță. Florinel Coman greșește și el. Mingea se întoarce la steliști. Este Tănase lângă Iao. Se clatină din ce în ce mai tare. Mingea n-a ieșit. Enache o ia însă în partea cealaltă. A greșit colțul. Nu sunt însă prea multe șanse nici pentru el. Combinat cu Denis Mann, Ovidiu Popescu, nu, Nedelcu, Junior Moraes, Tănase. Încearcă de unul singur și reușește. Are mingea, Tănase, al patrulea dribling, Nioere. Faul și aici. Faul, lovitura liberă. O serie cu șanse de dribling-uri, însă spectaculoasă pentru jocul echipei și pentru oameni, reușită de capitanul serii, Florin Tănase. Nioere pare stăpânul acestei faze. Nimeni lângă el, francezul foarte decis a pus mâna pe minge. Păi nu sunt nici Budescu, nici Alibek. Cine să fie liderul din teren? Balaș ar putea, dar e cam aproape pentru stilul de lovire a lui Balaș. Și a început cariera în Liga 5-a din Elveția. A jucat 3 ani pe acolo, în ligile inferioare. Arlem Nioere are 14 goluri. Este liderul momentului, liderul marcatorilor din România. Sau poate Coman. Parcă el totuși. E și Balaș acolo, da, în centru. E și Balaș. E un moment al relansării. Minutul 55, FCSB Lugano 0-2, elvețienii conduc la pauză. FCSB are nevoie de victorie în această seară pentru a-și ține locul întâi în clasament. Coman și zidul are o victimă. Și o să oprească jocul. E obligat să oprească jocul la
astfel de, de faze. Nu oprește, i-a ajutat Nedelcu. Sunt elvețieni, dar vin din zona Italiei. Le știu cu tragerea de timp. Nu e cazul acum. O minge grea încasată. Este autorul golului. Da. Să vedem cum vor rezista aceste presiuni. 10 minute cu o postură schimbată pentru vicecampioana României. Cu mai multă forță, cu imaginație venită prin intrarea lui Denis Mann. Vedem însă și forță și exprimare clară prin plasarea în centru al lui Neuer. Este... Și îl vedem pe Tanase rupt. Cine poate intra în locul lui? Poate Momcilovic și urcarea lui... Nu, are. Veneam că poate să-l urce pe Moraes. Sunt puține rezerve. Pintili, Filip și Momcilovic mai sunt pe bancă. Enache are, să spunem, joc de extremă de multe ori, chiar și când este fundaș lateral. Este providența aceea care îi poate ajuta pe jucătorii lui Dică. Îl vedem pe unul dintre eroii tăcuți ai filmului mut. Din prima repriză e vorba despre Dea Morim, strecurat în acest carusel al gesturilor din FCSB Lugano, minutul 57. Elvețienii fără nicio miză decât onoarea de a juca în cupele europene. Și bani. Bani serioși, da, și pentru ei. Nu sunt un club mare, un club care se uită atent la cheltuieli. A fost Sabatini, o minge pentru Veței, autorul golului 2. Elvețienii rămân în atac, arată că sunt periculoși. Continuă Milosavljević. Botani. Are voie și Tănase să se întoarcă. Ia-o. Fără să se descopere, reușesc să combine cu ușurință în jumătatea steliștilor, care au nevoie de mai multe decizie în momentul în care atacă balonul. Deocamdată plutind spre primăvara europeană deja, din meciul al patrulea, echipa lui Nicolae Dică nu-și regăsește determinarea și calea, mai ales către poarta adversă. Da, intră Momcilovic. Daprela, Încareu, Mariani. Va intra Marco Momcilovic în locul lui Tănase. Cred că nu mai poate Tănase. S-a întins mult la acea fază la care a reușit să dribleze trei adversari. În loc să aresteze mingea și a prelungit-o prea mult și a fost nevoit la momentul celui de-al patrulea dribling să întindă piciorul. Este o pierdere importantă pentru că Tănase juca. Stai să vedem, că-l văd și pe Moraes și-l văd șchiopătând. Sigur că pentru formația lui Dică ieșirea lui Moraes ar fi mai bună. A fost o pasă bună a lui Denis Mann și o continuare deloc pe măsură din partea fundașului dreapta Enache. Suntem aproape de finalul primei ore de joc, o jumătate de oră în care lucrurile se pot schimba. Am văzut răsturnări dramatice, deocamdată nu vedem vigoarea cu care s-ar putea produce, însă un gol poate dinamita acest echilibru de pe tabelă și din teren, în care Lugano ține la distanță și la respect echipa lui Nicolae Dică. Nioere! Hei! Nioere! Ajutorul este mereu de partea lui și adversarii îi dau o mână de ajutor golcheterului FCSB-ului. Cum a marcat în campionat, cu spatele, cu mingea lovindu-se de el. Iată, are baftă
și acum mingea sa deviată. Respectul pentru profesie este cel mai important în cazul lui Neuer. De fiecare dată obține mai mult decât posibilul din jumătăți de fază. Dar iese Tănase și intră Momcilovici. Este un gol care îndreptățește speranțele fanilor pentru o revenire cu adevărat spectaculoasă în această repriză secundă. O minge deviată, șansa pe care n-au avut-o la cele două penaltiuri neacordate pentru steliști, se întoarce cu fața spre ei la această lovitură a lui Harlem Neuer. A ieșit capitanul Tănase, 2-1 pentru Lugano. Steliștii sunt obligați de blazon, de istoria lor europeană, de diferența mare, mare de tot în palmaresul european față de Lugano, să se gândească măcar la egalare. Și eu spun că și atacului va fi mai bine cu Momcilovici în stânga. El vine deseori, urcă bine și centrează bine. Dacă este într-o astfel de seară, sârbul poate crește viteza pe acea parte. Să vedem dacă steliștii vor rezista acum. Nedelcu depășit și Enache depășit și el. Ocazie pentru Lugano. Bun jucător acest Botani, tare bun jucător. Încă un moment în care Veței a venit la execuție. L-am văzut acolo excelent pe capitanul din acest moment. Este vorba despre Bălașa. Enache a greșit mingea de mai devreme și i-a pus pe contraatac. Se joacă cu trei fundași central. Nedelcu coborât alături de Bălașa și de Larie. Extremele sunt Enache și Junior Moraes. Deocamdată Enache își trage suflul după ce s-a autochinuit mai devreme. Minutul 62, 1-2. Golul cu șansa lui Neuer reaprinde speranțele și jocul din acest final de grupă, în care două goluri în plus ar aduce milionul de euro, 13 puncte și avem vreme de o cafea, un ceai, un sandwich, până degajează portarul lor și arbitrul se uită îngăduitor la el. Vă spuneam, o să-i dea galben, dar o să-i dea prin minutul 80 și ceva așa. Margine pentru FCSB, balon pentru Harlem Neuer, lovitură liberă. Ha! Lovitură liberă pentru elvețieni. I-a dat Hens. Nu văd ce putea să-i dea altceva. Important este însă ca echipa lui Dică să rămână conectată și să încerce, iată, pressing-ul. Este exact încercarea de a specula acest moment psihologic bun pentru jucători. După golul lui Neuer, 1-2 pe tabelă, din nou spre Veței, este însă de atent de această dată Larie. Daprela pentru Mariani, așteaptă Botani, primește decarul belvețienilor. Excelent, excelent, ține mingea la el, tehnic, cu putere. L-am aplaudat și la partida tur pe Botani. Trebuie să o facem și astăzi. Matia Botani, un jucător evaluat la 700.000 de euro. Ca de obicei, un extraordinar scouter de fiecare dată. Fotbalul european, mai ales calendarul acesta fixat de UEFA, le arată steliștilor jucători necunoscuți, însă cu un nivel tehnic neașteptat de bun, așa cum este cazul acestui Botani. Îl vedem pe Bălașa, excelent, un 2, Denis Mann se duce pe acea parte cu Momcilovici, este impulsionat de exactitatea și suflul de vitalitatea lui Momcilovici. De fiecare dată Denis Mann este ajutat de el. Nedelcu, Enache, Ioere, a căzut în careu și nu. Am văzut două lovituri de la 11 metri în prima repriză, neacordate. Aici n-a fost cazul. Nedelcu spre Momcilovici, sârbul este în careu. Momcilovici reușește centrarea. Denis Mann, Moraes. Nedelcu, Ovidiu Popescu, este presiune la poarta lui Da Costa.
și mingea nu circulă la întâmplare. Asta este cel mai important. Nu se grăbesc, nu se precipită jucătorii lui Dică. Parța aia totuși să-și dea seama că golul vine nu din disperare. Minutul 65, construcția este corectă, însă nevoit să se întoarcă înapoi. Enache foarte bine, da, pentru Larie. Apare și Ovidiu Popescu. Larie rămâne sus. Este totuși pericol pentru apărare. Alem Nioere încearcă Moraes pentru Coman. Balonul se întoarce la jucătorii lui Dică. Nu pentru mult timp însă. Offside. Dar e bună atitudinea. Vorbim ca fotbaliști. E clar schimbat stilul de joc, mai multă răutate și ambiție. Se văd clar. Transmisia lui Junior Moraes este cel puțin mai incisivă. Iată-l acum încercând să-și recupereze propria eroare de mai devreme. Este aruncare de la margine pentru steliști și se grăbesc. Minutul 65, ultimele 25 de minute europene ale anului pentru steliștii lui Dică. FCSB condusă pe teren propriu cu 2-1 de elvețienii de la Lugano. În continuare, Pulzen conduce cu 1-0 în Israel, în la marginea deșertului, și sunt pe primul loc cehii în acest moment. Îl vedem încercând Coman să înșele vigilența cupului sârbo-croat din apărarea celor de la Lugano. Dacosta, ca de obicei, se agață de minge și poate să o țină acum cât vrea. Aici, dacă nu-l atacă nimeni. Odată ce a pus-o jos, putea să stea cu ea acolo. Bălașa. Lumea continuă să aștepte cu decență, un semn că echipa lui Dică își dorește și golul al doilea, că trage la măcar la egal în această seară. 23 de minute din timpul regulamentar, nu sunt soluții. Deocamdată Moraes la mijlocul terenului pare ușor pierdut, își caută cărarea spre poarta apărată de Dacosta. Momcilovic a intrat bine în joc, cu o prezență serioasă pe acel flanc. Moraes pentru Larie. A plecat Enache. Bun, Denis Mani, e lovitură liberă aici, a fost ținut Mani. Sabatini pentru Mariani. Excelent a fost Larie. A obținut această aruncare de la margine pentru Steliș cu o deposedare calcarte în fața unui dintre cei mai dinamici jucători ai lui Lugano. Deocamdată însă nu sunt culoare spre poarta lui Dacosta. Continuă să alerge ca nebunii jucătorii lui Lugano. Stau bine în teren, au venit sus, iau de departe atacurile echipei lui Dică. Întâmpină departe de poarta lui Dacosta. Nedelcu. Enache este liber. Nedelcu pentru Nioere. Pasă cam tare, dar francezul controlează. A fost Bălașa, Junior Moraes la Momcilovic. Bună preluarea lui Momcilovic. Nu este fault. Momcilovic se ridică. Ia-o. Este Veței. Iată însă în centru. Nu apar decât târziu. Iată-l pe Coman încercând să obțină această lovitură liberă. De fapt, Denis Mann, scuze. Îl vedem și pe capitanul Bălașa, încercare a celor de la Lugano de a schimba partea de atac și de a ține ritmul. Încă o dată Veței în careu pentru Mariani. A fost Botani care i-a pasat lui Mariani. Undoiurile dintre ei întotdeauna mare viteză și cu mare grad de pericol pentru poarta lui Vlad. Vedem în această seară cum Lugano își depășește cu siguranță condiția de locul 8-9 în campionatul de 12 echipe al Elveției, unde practic fiecare cu fiecare se joacă de 4 ori.
până la dezlodământul final. Un campionat însă care a trimis o echipă în optimile UEFA Champions League, Basel, învingătoarea lui Mourinho, lui Manchester United, în grupele din acest an. Tragerea la sorți pentru steliști este luni la ora 1, în direct pe www.sport.ro. Deocamdată atacăm ca la handball, unde tocmai naționala României s-a calificat în optim, cu cine jucăm tot pe www.sport.ro. Iacilovici, lovitură de colț. Cât de puternică este prezența lui Nioere ca atacant. Mai devreme francezul a controlat mingea, a ținut-o. Corner pentru FCSB. Bate Coman, dar nu este la întâmpinare. Tănase, așa cum a fost în campionat cu Juventus. Cardonaș, galben pentru Bălașa, dacă nu greșesc. A fost un colț, i-a rupt arată tricoul Noire. Este greu să-l ataci pe Bizon fără să fii pedepsit, însă moment sportiv. Bălașa este un tip impulsiv, este cunoscut acest lucru. Nu cred că au ajuns la asemenea detalii în pregătirea jocului cei de la Lugano, însă iată-l răspunde repede și e bine să fie ținut departe de sursa conflictului. Noire a rezolvat sportiv mai devreme 1-2. Suntem în ultimele 20 de minute. Muntenegreanu face eforturi să țină povestea sub control. Să vedem dacă îi va ieși. La colțul scurt se vor întâmpla lucrurile. La această lovitură de colț pe care o va executa Florinel Coman la colțul scurt, se duce mingea, rămâne în careu, ajunge la Botani. A fost cu schema, a fost o minge retrimisă cu intenție în careu pentru lovitura lui Noere. Iată-l însă pe dică, grăbindu-se, și este un moment în care asistentul schimbă cursul jocului. A fost aruncarea de la margine dictată de el pentru ei și un galben primit de Nedelcu la 20 de ani și el pus pe gâlceavă. E bine dacă asta adaugă ceva combativitate în personalitate, în stilul de joc. A fost cel mai nesportiv gest din lume, cel moment în care a trântit balonul pentru decizia asistentului. 1-2 în continuare, elvețienii trag de scor și uneori rămân periculoși pentru poarta lui Vlad, care în această repriză, iată, e minge tot pentru ei, asistentul supărat. Îl vede mare pe Nioere. Îl crede mai capabil decât este să producă astfel de chestii. Da, așa da, fault. A văzut bine el. Schimbare la ei. Intră Mihailovici, și el titular în mod obișnuit. Este Ciulina. Face vreun sfertul până când iese. E dreptul lor, au evoluat cu multă viteză în primele 20 de minute, au dat două goluri spectaculoase în această seară. Intră un cetățean elvețian în locul unui croat, Mihailovici în locul lui Ciulina. Ca de obicei, elvețienii sunt foarte toleranți și integratori cu europenii, reușesc să continue cu aceste selecționate de multiple naționalități, merg la mondiale, merg în optimile UEFA Champions League și în această seară ne arată cum e cu munca și talentul execuțiilor. Junior Moraes, pierdut la mijlocul terenului, este protejat de reguli, primește mingea înapoi. Spre Momcilovici. Are flair de brazilian, însă nu alergă la fel de mult. Da Costa în fața
S-a lovit. Își leagă mingea cu un elastic de fiecare dată. Are de discutat cu Noere. Mingea este la el. Timpul ține cu Lugano. Ultimul sfert de oră din timpul regulamentar din această toamnă europeană. În direct la Pro TV, Steliști a obținut a 11-a calificare în primăvara europeană, însă în acest moment pierd locul întâi dacă nu se grăbesc să înscrie. S-ar putea reîntoarce pe prima poziție și cu un egal aici, dacă israelienii vor reuși să marcheze și ei cu cehii. Berșeva, Botani, deposedat, Nedelcu încearcă să plece. Este ținut, e cartonaș galben, ținere. Cât nu i-o plăcea lui Tică să vorbească de arbitraj, ar putea o face astăzi. Coman. Ca de obicei există o balanță nevăzută. Am văzut cum în Israel arbitrul a fost extrem de generos în multe momente ale jocului cu echipa lui Tică. A fost momentul victoriei și momentul declanșator al calificării din această toamnă. S-a dus Man, s-a dus și Noere. Oamenii care au venit în repriza secundă să aducă concizie și speranță pentru oameni. Oho, Dacosta continuă să-și lege mingea de brațe. Evident, totul este contestabil în aceste momente în care el are balonul. Ar trebui să primească cartonașul galben, probabil că, uite, ne apropiem de minutul 80. La fiecare fază ar trebui să ia galben pentru tragere de timp. Da, știe și arbitrul. E bine să te pui cu el, vecinii. Acolo sunt sediile importante din fotbal. Chiar dacă UEFA este condusă de un sloven, arbitru din Muntenegru, Pălașa, Momcilovici. Nici mingea nu ne ascultă deocamdată, trebuie să recunoaștem asta. Pe ei, contraatacul lor arată întotdeauna mai bine, de fiecare dată are dinamică și precizie. Se repliază jucătorii lui Tică, mai pun odată barajul în fața lor. Și oamenii își ascult răbdarea în tribunele de pe Național Arena, aproape 10.000 de oameni în această seară, pentru o victorie și un loc întâi și 1.000.000 de euro care să aducă liniște și transferuri pentru echipa lui Tică. E 1.000.000 pe care, dacă echipa îl va pierde, patronul n-ar trebui să se uite prea mult la jucători, la antrenori. Lumea bănuiește că anumite decizii au fost luate de el cu privire la vârful de atac din prima repriză, la Coman și prezența lui acolo. Așteaptă Ovidiu Popescu, a urcat Enache, iese centrarea, Coman ține mingea în careu, Florinel Coman pentru Junior Moraes, dar sunt mulți elvețieni în careu. Îl vedem pe Momcilovici, iese centrarea și lui. Sunt momente de asediu încercate de steliști. Cei de la Lugano se dezechilibrează de fiecare dată în momentul în care reușesc steliștii 2-3 pase, însă de data asta a venit Larie la construcție. Lumea e supărată pe Enache că nu a intuit această pasă, însă nu e vina lui, măcar asta. Minutul 79, oamenii continuă să impulsioneze pe cei din teren. Îl vedem și pe Man cum se agită, pressing cu Ovidiu Popescu și Denis Man. Larie din prima, Enache întoarce riscant în centru. Pălașa. Și au fost voci la FCSB care l-au criticat pe Budescu și declarația acestuia. Se fac prea multe schimbări. Și așa este. Nu ajungi în fotbalul mare cu în felul acesta. Asta este calea, cu un joc da, unul nu. FCSB nu trebuie să facă lot puternic valorii ca să poată să odihnească jucători, ci ca cei care joacă să simtă presiunea și să știe că au pe bancă fotbaliști la fel de buni ca ei,
care le pot lua locul. Și în cele din urmă să nu uităm totuși că de fiecare dată toamna ne aduce, fapt care acum e iarnă serioasă, pulsul Europei pentru care contăm și pentru care alergăm un an întreg. De fiecare dată acesta este momentul în care vine clipa adevărului pentru jocul intern. Steliștii au obligația să tragă de aceste 10 minute pentru un gol egalizator, pentru oamenii din tribună, pentru milioanele de suporteri pe care i-au strâns cu rezultate și cu momente de har, de inspirație. Deocamdată n-au fost prea multe în această repriză secundă. Îl vedem în continuare pe Florinel Coman. La 19 ani are curaj, însă n-are cu cine deocamdată. A driblat frumos, dar a lipsit total eficiența. Nedelcu. A fost la întâmplare această pasă. Încearcă Larie și reușește până la Denis Mann. Să vedem cum dezvoltă Mann. A fost Ovidiu Popescu. Larie din prima. Noere minge pentru Momcilovic. A simțit-o bine. A simțit că vine la el și a văzut în prima repriză ce face șutul unui fundaș stânga. O dată în viață, la primul gol al acestei serii, marcat de Daprela. Portarul lor este clar jucătorul care a avut mingea cel mai mult în posesie, cel mai mult timp în posesie în meciul ăsta. Este o minge pentru care lui Daprela. Deocamdată dă bre la altul. Asta ar trebui să vină din partea tribunei, pentru că pe stânga de fiecare dată se gripează mingea. O vedem pe Denis Mann pe partea cealaltă, pe dreapta. Așteaptă mingea, spre el se duce. Contraatac al celor de la Lugano, minutul 82. Steliștii se îndepărtează de golul egalizator, de locul întâi, de milionul de euro, însă sunt în primăvara europeană pentru a 11-a oară în istoria clubului. Sunt mai multe calificări decât au reușit Dinamo, Rapid și Craiova la un loc, însă este momentul în care trebuie să se uite în oglindă și să își dea seama că mai au loc de creștere mult. Și grupa accesibilă are un rol în calificarea timpurie. Moraes într-un loc unde clar nu se simte bine, la mijloc. Momcilovic urcă, Marco Momcilovic cade, n-a fost fault. Nioere, da, deschide bine pentru Enache. Așteaptă, primește Denis Mann. Mann centrează și o face bine. A sărit Nioere puțin în contratimp. Momcilovic din nou pentru Nioere. Momente de joc la sacrificiu pentru fundașii celor de la Lugano, însă trebuie să aflăm și noi secretul cu care au găsit acești jucători inimoși și la un nivel tehnic surprinzător. Pentru echipă, vă spuneam, din ultimul sfert al clasamentului din campionatul Elveției. Încă o dată Dacosta din prima. Nu riscă chiar de fiecare dată, iată. Popescu, se apropie finalul. Șapte minute, poate încă trei suplimentare. Deci vreo 10 minute din acest joc, din această grupă a cupelor europene. Mann pentru Florinel Coman. Dacă iese, va fi corner. N-a ieșit nici în tușă Pălașa. Momcilovic continuă bine cu Junior Moraes. Bălașa încearcă Florinel Coman și steliștii cer hands. Iese și Vlad și o face bine, atent la joc. Mariani putea se lansase de fapt spre poarta lui Vlad.
ultimele 5 minute din timpul regulamentar, steliștii sunt obligați să meargă și mai des spre poarta apărată de Da Costa. Media lor de goluri din campionat, 2 goluri în fiecare joc, ar trebui împlinită și în această seară, pentru că finalul ar fi cu adevărat altul dacă încă o dată o minge rătăcită, cum a fost acea lui Noere, ar ajunge în plața porții lui Da Costa. 2-1 pentru Lugano. În acest moment Pâlzen este liderul grupei și câștigă și milionul și această grupă. Ultimele minute europene ale anului 2017. Steliștii în căutarea golului egalizator în fața elvețienilor de la Lugano din prima și parada lui Da Costa. Ezitat în prima fază. Șut pe el, dar cu pământul. Nu e o lovitură ușoară pentru niciun portar. Și iată pe elvețieni întorcându-se în atac. Așteaptă Botani. Balonul este la Iao. La mijlocul terenului este și Sabatini. Primește Miloslavljevici. Orice s-ar spune, departe fotbalul mare de Hou. De ce putem noi cu fotbalul nostru să arătăm? O echipă muncitoare, sârguincioasă, corect așezată în teren, fără ifose, fără salarii mari, fără transferuri bubuitoare, vine aici la București și nu numai că bate, dar trece și pe lângă golul al treilea și a trecut de vreo 2 ori. Sigur, mai sunt minute, poate vreo 5-6. Nu a fost deloc întâmplare în momentul în care cei de la Lugano au reușit să creeze faze ofensive, 4-5 momente în care practic au stăpânit jocul și au adus încântare din punct de vedere al fotbalului. În urmă cu un an, Steaua a jucat cu Zürich, o echipă din Liga a doua, și nu reușea să o bată aici. Se termina tot așa, pe un frig de final de an, 1-1. Era 0-0 la Zürich. Practic, victoria de la Lugano este unul singura în ultimele 7 jocuri ale steliștilor cu elvețienii. Însă, între timp, Zürich a promovat și se bate la titlu. Ei luaseră atunci locul în cupele europene, chiar celor de la Lugano, pe care au învins în finala de cupă Lugano. Cea finală s-au despărțit de Zdenek Zeman, antrenor mai cunoscut, cu mult mai mare atracție presă, cel puțin. Din prima pentru noi este offside însă. O clipă, un licăr de speranță Ivitele în momentul deschiderii lui Noere, însă poziția afară din joc. Bizonul și-a făcut încă o dată datoria. Peste 13.000 de spectatori, 263 de plătitori în această seară pentru un joc, să spunem, al recunoștinței publicului pentru această echipă care s-a calificat din nou după 5 ani în primăvara europeană, mai devreme decât cea însă, într-adevăr, minutul 99, iată galbenul. Hai că e de râs băiatul ăsta, de la centru. E reversul medaliei de la Berceva, un arbitru care... Un astfel de gest făcut la timpul lui mai devreme ar mai fi adus minute de fotbal astăzi. Mai sunt însă 3-4 minute în continuu de speranță. Hands. Junior Oraș. Doar la ei. 4 minute suplimentare din această partidă. Elvețienii conduc cu 2-1. Mariani pentru Numarzuk. Ionez Numarzuk. Jucător care a fost luat de Juventus, acel Juventus, da, din Torino. Adevăratul, da. Juventus. Torino, campiona Italiei. Bizonul din prima și este corner. Minge fază de vârf și a dat la o parte adversarul cu forță. A șutat cu precizie. Da, fază de vârf.
Inge care se întoarce în careul elvețian, Junior Moraes, și acum pleacă Coman. Toată lumea a înțeles această fază. Este a treia încercare de acest tip. Minutul 90, prima înfrângere pe teren propriu în grupele europene pentru Dică. A fost un egal cu Berceva și acel moment de șansă cu o pasă luminoasă a lui Alibek, care a schimbat practic istoria acestei grupe. Un 3-0 cu Pilsen, cu care teniștii au început drumul din această grupă, care de practic ne-a adus calificarea în cele din urmă. Se întoarce banul la echipa lui Dică. Îl vedem pe Nedelcu, care cuză și crampe și mai devreme o intrare dură. A fost. Uite, urât. Motorul golului 2, Balint Veței, este cel care l-a accidentat mai devreme pe Nedelcu. Aruncată mingea de către Denis Mann. Nici el nu a fost în apele sale. Prinde cât o jumătate de meci. Însă la vârsta sa este în regulă, are timp să crească. Să lumea așteaptă prea mult de la un puști de 19 ani, care a crescut într-un timp record. E cineva care pune mare presiune prin declarațiile pe care le face atunci când patronul spune că așa ceva nu a mai văzut. Aduce siguranță, are un tip de clar viziune care nu se bucură deocamdată cu vârsta lui. Are calm, are execuție, însă are nevoie și de joc și are nevoie de liniște pentru a putea să crească bine și de răbdare. În careu pentru Larie, fault în atac. A luat doi cu el. A târât în tranșeele adversarului Larie, doi dintre adversarii de la Lugano. Minutul 92. Adio Milion, adio locul întâi, adio record de grup. A fost nici fault, s-a și lovit. A fost și hands. O fază cu de toate. L-a văzut arbitrul pe Larie, mai mare, așa. Și a zis că nu poate să facă o continuare corectă, cât de mare este. Trebuie doar să faulteze. Nici FCSB nu a jucat deloc bine în această seară. Au fost experimentele din prima repriză, dar a avut și un arbitraj absolut stupid în multe momente. Minutul 93 și Dacosta își lipește din nou mingea de mănuș. Acum ce să-i facă? Să-l dea afară? N-ar fi în stare să iau asemenea decizie. N-a văzut el două lovituri de la 11 metri, cel puțin una cu gheata în capul lui Tănase vizibilă. Andrei Vlad, Larie, se joacă cu mult mai mult calm decât am văzut în prima repriză. Lumea e supărată pentru că steliștii nu atacă poarta apărată de Dacosta. Oamenii doreau să vadă multă tensiune, măcar în acest final de joc. De-aia au înfruntat frigul. Final de meci aici la București, final de grupă. FCSB pierde o grupă pe care o câștigase aproape după primele patru etape. Pierde și bani, va da peste un adversar mai greu în 16-mile Europa League, dar este calificată acolo. Avem echipă în 16-mile Europa League, în primăvara europeană. FCSB va merge acolo, meciurile vor fi în direct la Pro TV în luna februarie, așadar nu peste mult timp. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de Pro TV. Au fost pentru dumneavoastră Felix Drăghici și Costi Mocanu, de aici, de la București, de pe Arena Națională. O seară bună, la revedere!